Bună din nou și bine ați revenit la un nou videoclip! Înainte să începem videoclipul de astăzi, vreau să vă spun care sunt câștigătorii concursului de săptămâna trecută. Ei bine, în total au fost 186 de înscrieri valide, pentru care vă mulțumesc foarte mult. Mi-a făcut o mare, mare plăcere să văd ce ați face voi în anul vostru de grădină. Iar câștigătorii sunt Ioana Casco, felicitări, Alexandra Dragomir și Carly09. Aștept un mail de la voi pe irina.citește@yahoo.com în care să-mi spuneți numele complet, adresa și numărul de telefon ca cei de la editura All să vă poată trimite premiul. Să trecem însă și la oile noastre, anume la videoclipul de astăzi. Astăzi, așa cum vă dați seama din titlu, evident, voi face un tag și anume The Coffee Book Tag. Am văzut videoclipul ăsta la Cristina, care m-a și taguit și pentru care îi mulțumesc. Și în momentul în care am văzut titlul, am spus că eu trebuie neapărat să fac acest tag. Și mi-a plăcut foarte mult de Cristina, că a reținut faptul că eu beau cafea non-stop și așa că i s-a părut foarte potrivit să-mi dea și mie tagul mai departe. Prin urmare, mi se potrivește mănușa. Disclaimer, știu că nu este bine să beau foarte multă cafea, dar este atât de bună, nu mă pot abține, I'm sorry. Dar acum nu mă pot abține nici de la cărți, să trecem la tagul de astăzi. Prima întrebare, Cafea neagră. O carte în care se intră greu, dar care are foarte mulți fani. Ei bine, răspunsul este mai mult decât evident și anume seria Game of Thrones. Eu am aici al treilea volum, anume Storm of Swords, volum căruia o să-i fac o recenzie, cred că săptămâna viitoare pe acest canal. Ei bine, e foarte intimidantă seria asta, de-aia se intre greu în ea, însă are o mulțime de fani, inclusiv pe mine. Este intimidantă în sensul că este foarte mare, sunt multe volume, toate la fel de groase, așadar, dar odată ce reușești să te apuci de ea și să treci peste panica asta, credeți-mă, merită. Este una dintre cele mai geniale chestii pe care eu le-am citit în viața mea. Peppermint Mocha numește o carte care devine mai populară pe perioada verii. E bine, e clar din punctul meu de vedere că este vorba de romanele contemporary. Deși până acum nu eram neapărat o cititoare sezonieră, nu mi-asortam lecturile la anotimpul respectiv, în ultima vreme parcă a început și mie să-mi placă să citesc lucruri mai light vara și lucruri un pic mai serioase iarna. Așadar, pentru timp de vară, cred că este foarte frumos să citim lucruri light, lucruri cute, lucruri așa, cu adolescenți, iubire și alte alea. Așadar, alegerea mea a fost Fangirl de Rainbow Rowell. Am ales Rainbow Rowell, deși sunt foarte multe romane contemporary, pentru că mie mi-a plăcut în mod special. Am citit Eleanor and Park și am citit Fangirl și mi-au plăcut amândouă foarte mult, așa că vi le recomand cu drag. Eleanor and Park, dacă nu mă înșel, a apărut și la noi, la editura Arthur? Art? Something like that. Ciocolată caldă. Care este cartea ta preferată din copilărie? O să vă dau 3 secunde să vă gândiți. Da, ați ghicit, este Harry Potter. Dar cu toate acestea, astăzi am vrut să vă arăt și altă carte care mie mi-a plăcut în mod special, pentru că de Harry Potter v-am tot vorbit. E bine, când eram foarte, foarte mică, am descoperit seria Narnia, primul volum fiind Nepotul Magicianului. Când am descoperit eu aceste cărți, cred că aveam 7-8 ani, ceva de genul, habar n-aveam ce era cu seria, nu știam când a fost scrisă, nu știam că e de fapt un super hit, no idea. Cu toate astea mi-a plăcut atât de mult, am citit cartea asta de cel puțin 5 ori, eu când eram mică reciteam cărțile over and over again, dar asta mi-a plăcut în mod special, deoarece mi se pare că explică foarte multe, nu știu, explică cum ajung ei în Narnia în a doua carte, explică cum era cu războiul, cu vrăjitoarea. Mi se pare o carte cu care trebuie început dacă vreți să citiți întreaga serie. Așadar, super tare. Shoturi de Espresso, o carte care te-a ținut în priză de la început până la final. Ei bine, este vorba despre The Silkworm de Robert Galbraith. Robert Galbraith este pseudonimul lui J.K. Rowling, sub care ea scrie cărți polițiste din această serie Cormoran Strike. Am făcut o recenzie la această carte pe care o să o las linguită mai jos. Mi-a plăcut la nebunie, m-a ținut în priză foarte mult, deși eu, în mod normal, nu citesc neapărat cărți detective, însă asta, wow! Foarte, foarte mișto, 5 stele din 5, are legătură cu lumea literară, are crime, are personaje complexe, toate ingredientele unei cărți care se țină în priză. Super tare! A apărut și la noi ca Viermele de mătase la editura 3, dacă nu mă înșel? Așa cred. Starbucks. Numește o carte pe care o vezi pretutindeni. Întrebarea numărul 7. Ups, din greșeală am luat o cafea decofeinizată. Bă. Numește o carte care te-a dezamăgit, de la care te așteptai la mai multe. E bine, asta o să vină ca o surpriză pentru foarte mulți, pentru că a fost o surpriză până și pentru mine. Este vorba de Ascultă cum cântă vântul și Pimbolo 1973 de Haruki Murakami. E bine, cartea asta are o poveste un pic mai specială.
În primul rând, trebuie să știți că Ascultă cum cântă vântul și Pimbolo 1973 sunt două romane distincte adunate în această cărticică. Eu am citit Ascultă cum cântă vântul în cadrul BookTube-ului de vară și mi s-a părut efectiv una dintre cele mai geniale lucruri pe care le-am citit vreodată. Wow, minunat, Murakami, așa cum îl știm, așa cum îl iubim, wow. Cu toate acestea, recent am încercat să citesc Pimbolo 1973 și nu m-a prins deloc, deci nu-mi vine să cred, este a doua oară, cred, când o carte de Murakami mă lasă... Meh. Nu știu, n-am reușit să intru în poveste, n-am reușit să mă atașez de personaje niciun fel, stilul mi s-a părut un pic dubios. Din câte știu, este prima carte scrisă de Murakami și e posibil ca de asta să nu-mi plac. Mai am câteva pagini din ea și o să o termin doar de dragul de a o termina, însă cred că o să-i dau pe Goodreads 3 stele așa per total, deoarece Ascultă cum cântă vântul clar 5 stele, clar, 1000 de stele. Iar Pimbol, nu știu, 2, să zicem, că nu-i chiar proastă, dar... Așadar, probabil o să aibă o medie în jur de 3,5 steluțe, ceva de genul. Nu știu, ciudat, dezamăgitor, nu știu ce să zic. Am sărit o întrebare din greșeală. The Hipster Coffee Shop acordă recunoștință unui autor român. Spune un autor român care ție ți-a plăcut în mod special. E bine, aici am ales mai degrabă o carte, deoarece nu am mai citit altceva de la această autoare. Este vorba de Simona Popescu cu Aleii Exuvii. Exuvii mie mi-a plăcut la nebunie. Este o carte pe care am citit-o de două ori, o dată printre a șaptea și o dată printre a noua sau ceva de genul. De ambele dăți mi-a plăcut foarte, foarte, foarte mult. Am fost foarte încântată să văd că Exuvii face parte din lecturile obligatorii de liceu, which is awesome. Așadar, dacă nu ați citit-o încă, puneți mâna pe ea pentru că este foarte drăguță. Iar dacă ați citit-o, mai citiți-o odată. Iar ultima întrebare, amestecul perfect, alege o carte care a fost atât dulce cât și amăruie, o carte care în cele din urmă te-a satisfăcut. Am stat foarte mult să mă gândesc la întrebarea asta, deoarece nu prea îmi vin în minte cărți de genul acesta, adică ori îmi place, ori nu-mi place, cam asta e ideea la mine. Însă am încercat să găsesc o carte care mi-a plăcut, deși anumite lucruri m-au scos din sărite. Ei bine, este vorba de Cerul e pretutindeni, de Jandy Nelson, o carte care a fost carte epidemia unei luni, cândva în vară și nici nu mai știu pe canalul cu ea am făcut-o, efectiv am uitat, blank total, al Adelei, a zice, nu mai știu. Oricum o să las link-ul în descriere. Aici m-a enervat personajul principal de-mi venea să o arunc pe geam, să o dau cu cartea de toți pereții, să o strâng de gât, să o scot din carte și să o bat. Nu, m-a scos din sărite personajul principal. Însă cartea în sine mi-a plăcut în cele din urmă, adică i-am dat, cred că, 4 stele din 5 pe Goodreads. Știu că, per total, mi-a plăcut stilul, mi-au plăcut anumite inserții din cărți, însă personajul principal a fost amăruit de tot. Bă, nu, niciun caz. Asta a fost tagul de astăzi, sper că v-a plăcut. Îl dau mai departe Alinei de la Cărți și Alina și Dianei de la Diana Loves Books. Nu uitați să dați un thumbs up acestui videoclip dacă v-a plăcut, să-mi spuneți în comentarii ce cărți ați alege voi pentru fiecare dintre aceste întrebări și de asemenea dacă mai aveți sugestii de videoclipuri pe care vreți să le vedeți pe canalul meu, nu uitați să-mi spuneți în comentarii. De asemenea, dacă vreți să fiți la curent cu alte videoclipuri, cu recenzii, cu book haul-uri, cu discuții de orice fel, nu uitați să vă abonați apăsând butonul roșu, butonul subscribe de mai jos. Până săptămâna viitoare când ne vom vedea din nou, citiți cât se poate de mult, citiți lucruri frumoase, frumoase și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!